Ca să scap mai repede de oroceală, este important să ai un sistem imunitar puternic, astfel că pentru a-l sprijini este nevoie să te alimentezi cât mai sănătos. Există câteva alimente care te ajută să scurtezi durata răcelii, dar și să gestionezi mai ușor simptomele pe care le poți avea. În timpul unei răceli sau gripe este important să mănânci sănătos, însă totodată mâncarea trebuie să fie gustoasă pentru a-ți oferi o senzație de confort și plăcere. Ca să scapi mai repede de o răceală, este important să ai un sistem imunitar puternic, astfel că pentru a-l sprijini este nevoie să te alimentezi cât mai sănătos. Există câteva alimente care te ajută să scurtezi durata răcelii și să gestionezi mai ușor simptomele pe care le poți avea. Consumul adecvat de lichide este esențial pentru menținerea hidratării și eliminarea toxinelor. Vitamina C ajută la întărirea sistemului imunitar și accelerează recuperarea. Zincul este un mineral esențial pentru funcționarea optimă a sistemului imunitar atunci când ești răcit. Ghimbirul este unul dintre cele mai puternice remedii naturiste pentru răceală. Acesta se remarcă prin proprietățile sale antiinflamatorii și antivirale. Supa de pui are proprietăți antiinflamatorii și poate ajuta la ameliorarea simptomelor date de răceală, aceasta fiind supranumită cocktailul antirăceală. Supa este sățioasă, hrănitoare și hidratează foarte bine. Sunt studii care confirmă efectul benefic al supei de pui în timpul răcelii. Mai exact, potrivit unei cercetări din anul 2000, supa scade răspunsul antiinflamator în cazul unei infecții virale, ceea ce se traduce prin simptome mai puține și de intensitate redusă, relatează Antena 3.ro.